Este vorba despre copii în ipostază de copil și de înger. Și mă gândesc că îngerul este tocmai proiecția serenității pe care o are copilul în faza în care el se inițiază cu problemele vieții, până cât conștientizează de fapt ce înseamnă existența. Și am abordat subiectul acesta. Bine, și legat de niște aspecte personale, în sensul că în familia noastră a apărut un nepoțel și observându-l foarte bine, am început să mă gândesc că ce-ar fi să încep să abordez ceva legat de copilărie și de seninătatea ce însoțește această perioadă a începutului existenței. Tehnica Floricăi Prevenda deja a devenit un trademark. E marca ei inconfundabilă. Ea pictează volumetric, dacă pot spune așa. Este o pictură care părăsește planul, o pictură 3D, pentru că ea încarcă pânza pe conturul unui desen delicat, precis, de altfel cum este orice intervenție a acestei artiste cu totul remarcabile. Încarcă aceste contururi cu volumul, cu siluetele, cu corpurile acestor personaje ale seriei. De fapt, noi am zis că ea face o pictură asamblaj în care cartonul încărcat cu pastă de relief, pictat, strunit, așezat, modelat, capătă o fluiditate extraordinară, adică linia ei de penel este linia unei construcții volumetrice extraordinare. Arta contemporană este o provocare și cred că nu oferă o imagine pe care tu trebuie să o iei și să o înghiși, ci dimpotrivă ea generează întrebări prin ceea ce îți propune. Florica Prevenda este cineva care călătorește mult, trăiește în Statele Unite, unde are de altfel și o rezidență, dar nu poate lucra nicăieri decât acasă. Deci întoarcerea ei este mereu aici, aici este filonul imaginarului și sensibilității sale și vreau să spun că pentru acei norocoși care știu să privească, dacă reușesc să intre pe acest culoar de imaginație, întâlnirea cu arta Floricăi Prevenda este excepțională.